Cătălin. Frumos. Bine veniți pe la noi. Bună ziua, domnul, bună ziua la toată lumea. Bună ziua tuturor. Bună ziua. Servește-mi, pune vin. Da, este Dana, mulțumim. Nu mai stătea Dana lângă bucătar acolo. Dă-te mai la o parte. Să... De ce? E răcită? Da, da. Ce mă răzie? De cumnatul meu. Înseamnă că e gelos, na. Ce mi-a oferit Dana, azi vedeți jambon de ăsta afumat, de la afumătoare, cu ceapă și gogonele. Și merge da. Și un băhărel de zaibăr. Ideea a Dana să taie jambonul, să le facă pregătire aici. Bă, bine bucătarul, să știi că tot îi dă câte un jambon, câte o... Păi știe ce îi place lui, bărgătire. Aia asta cu afumăturile, cu... Dați-vă, prieteni, că vin. Tradiționale, da. Bine, de sigură, de tradiționale. Mă, e dicta și tati locul ăla. Și uite-am ca și Dana. Ce, acum, gata, începe și ăsta. E, Nasie, noi suntem învățați la noi la sobiță, de dăm în căldura. Trebuie să pui lemne uscate la centrală ca să... Bine că am șofer aici lângă mine. Da, bă, șofer, ingenian. Da, uite, el bea cafea, apă pe o... E bine. Deci înseamnă am un șofer bătrân, da. E cam la ce, ce s-a întâmplat cu el? A? Să nu-mi omră ceala de la el. Ce are? E supărat din cauza lui frate. Iau, 78 șofer, Doamne ajută. Nu. Da. Am șofer adevărat pe zăpada asta, sunt sigur că mă duce acasă. Da, cum? Fapte multe astea, la un dat. Da, pe asta se și uscături la centrală, ca să vedea, vă vei chituci așa, nu o să nu uscate rău. Să ne faci maramure. Ce zici bucătare să zici? Gianu, am băut el pe dată de asta. Am băut atunci noapte. Păi el are de aia de var, din Nița Neagră, de aia. Da? E de făcut. Păi acum să-i pui și lui acasă de aici. E unde, că nu mai e. Păi să facă și el o probă acum, poate o viață. Băi, bucătare, un bătrân și nu are voie să consumă alcool. Lasă, mai bea ăștia bătrânii, mai bea și să nu ia vreo boală, vreo răceală. E bine pentru ăștia bătrânii. Dacă bem apă de la ei. Dimineața cât ai lemne, gine acolo, pacul, 50, pacul, n-are de plin, din stânga, în dreapta. Așa trebuie la ai bătrânii. Și cine mai conduce? Aia altă treabă, dar nu vrei atunci când... Arată-mi și el în sat. Arată-mi pe cutuniță, auzi ce a făcut în sat acolo. Am fost ieri, că cred că au văzut prietenii, nu mai le povestesc că știi, am fost după o, să căutăm o curcă, am găsit ajutorul de un bine că am găsit. Și unde e? Și știi ce era mama acolo în sat, atâta în zăpadă, atâta am rămas cu mașina. Cu mașina. Da. Ne-am dus să căutăm găină, nu mai sunt găini, nu mai sunt. Nu mai dă oameni, mai dă. Ia curcani. Curcani, da, curcani. Și curcanii nu dă. De 4 milioane, 5 milioane curcani. Da. Măcătărie, măcătărie. Dar de ce nu vin eu la Dan aici, la sorul ta, mă, că da la mai cătă 5-6 găini? Da. Am tăiat toate găinile. Toate găinile tăia din curte. Da, vie. Bă, Nasie, nu știu, bă. Mi-a dat grie, ce-i pas. Păi n-am văzut că nu erau așa galbene și m-am gândit că o fi de la 800 de grade. De... Bă, erau la 2 kg, 3 kg găina, dar nu la 5-6 kg. Alea le voastre? Da. Nu erau așa mari. Și cum e dat lui Jeanu? Nu știu. 4 bucăți. 4 bucăți, pe dar de te ajută, cred că mama de... 4 bucăți. Mai multe, e mai multe. Bă, 6, 7 ele. Bă, de-aia la benzina, nu. Dar nu te gândești, nu mai știu. Bă, mie de ce o mea mea una? Bă, dar la bătrâna una, la bunică. Cu bunică, dar la bătrâna una. Nu, 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 3-4 zile aveau. Aveau 7 optire. Optire, nu. De unde l-ai adus? Bă, la mine, am tăiat toate găinile. Tot de aia, de cine tăiază? Nu mai au nimic. Da. Cu frigul ăsta mă pășimandează și pe mine, dacă nu mai au o găină. Nu mai au. Din cauza frigului. Am pus-o pe cuprinița să fură din sat o găină, două. Da. Și nu. Nu am putut să-i... Nu am putut să ciordelez nimic. Da, vreau să ciordelez de acolo. Un fazan. Am văzut un fazan, atât de frumos, avea la picior, era lovit. Și n-am putut să-l prindem pe izlaz, acolo am căzut în zăpadă. Ce? Fazan de ăla, dacă mâncam și noi fazan. Mă, bune, bărbușița, ai mai vorbit? Cum să nu vorbim? Aș vrea să mă aducă și mie și ce vroiam. Uite, am vorbit azi dimineață. Să mă aducă și mie carne din aia de mistreț. Da. N-are. De unde o cumpără? N-are, mă, primața are de aia. Nu, n-are de unde știu. De unde cumpără? Un fazan, da, poate. Aveam o ladă de mult și se lucrătă. Cine aia? Dar lapte nu mai vrei să-ți aduci. Lapte, poate să aducă lapte dacă are. Dacă are vacă, nu mă credeți că n-am știut că are vacă cu lapte, nu știu. Cum nu știu?
Vulpea se ducea la Neionel și nu știa care și vacă să cea la lapte. Uite, Cotoniță, avem o fană aici din Strehaia care i-a dus lapte lui Dana. Uite, îmi duc și el per se. Da, de aluminiu, să știi că e foarte prietenă de-a noastră care ne urmăresc și mi-a dus 2 kg de aluminiu. Mi-a dus, doamnă, că ai nevoie, mă sun și ce-am dat copii. Mi-a dat și de vrut la urmă. Dar știi cum îl bea, repede. Leuțul... Și acum mai mi-a dat. Dimineața până seara în plână. Da, așa mi-a dat la mușul. Și la chiar și la mușul. Că tu-i lui papa, bătrână în care ne urmărește pe uite. Ai lumul lapte, nu miroase nimic, nici vacă, așa, nici nu zici că e de vacă. Da. Da. Mâncă și foarte lui mama în parcurie, lui taică meu, da. Mănainte. Lui Dadu să-i duse cu pâine în tatu. Dar mă, tu vii numai pe la Dana, pe la mine de ce nu mai vii? Ai văzut că plecă tanca, a plecat tanca. Unde? Da, unde? A plecat de parte. La Germania a plecat. De ce să faci? Să mâncea la tot. La servici acolo, ea cu Cătălin. Da, pune aici. Ea e mai rea angajat. Copilul la voi aici. Da. Mai rea angajat acolo și a sunat-o patronul, a trimis mașină după ea special de-a luat-o. Dar n-am filmat. Să vine vară, ta Olguța, să te ajută cu mărire. Dacă vedeam ce mașină a luat, nu venea să credeți. Da. Să ia copilul de la tine. Să vine să iau copilul Olguța, să crească copilul, cum a spus că copilul ea l-a crescut. Să ia. Da. Da, Olguța, că de 10 ani de, nu știe cum a crescut copilul ăsta. Da. Să vine. Da, datorită vouă a crescut așa frumos și deștept. Și mare și deștept. Da, ce mai... Afară, cit și el la pălmâni, știi, copilul i-a întrebat. Nu mă las afară. Nu mă în casă, stă în pat, nu mă în pat la călmâni. Ce ai dimineața? Ce ai dar în casă, nu mai iasă nici la bucătărie. Ce, pare rău de copii, da. Trebuie să-i grijă de el. E bine, e bine acum. Aveți voi grijă și așa, uite, aveți. Mă duc ei la școală, mâine, le duc la școală. Îl duci dimineața, le la duci, dar îl duci în astea cu mașina, cu mașina alea. Da, pe ce mă duc? Le duce, bine, duce, că aveți grijă. E bine, de voi are cine să, adică de ei, e bine că voi aveți. Știi ce înseamnă, Cătăline, că dacă, știi cum e, dacă eu n-aveam pe nimeni, am să cresc, am crescut 3 copii fără, n-avea pe soacră mea cu mine, maică mea era și ea treaba ei acolo cu nepoții lanți, eu am crescut copiii mei singură. Și știi ce, eu știu ce înseamnă dacă n-ai pe nimeni, să stai da, un ajută cu copii. Dacă era Olguța acasă acum, stătea ea cu Darius acasă. Stătea? Da. Stătea Olguța, dar să vine și ăla, cum îl cheamă pe ăla? Marin, ăla. Cristi Marin, poți să vine și el, că umbră cu ea, o ajută pe Olga, cum îl face. O ajută ăla? Nu l-ai văzut că umbră cu ea, prin București, pe acolo. Nu știu că nu știu dacă uite așa la aici. Și acum ce, vine cu ea acasă? Da, zice că vine cu ea, Cristi Marin. Păi unde, ea stă cu ăla, domnii cu aia. La patroana, mă, la patroana. A, doar ne ajută să vină. M-am gândit că poate împart casă, fie și cu camerele lui, după că ce le-a. O, și așa e. Dar n-ai văzut că e aramboică de aia, cum zice că e pe... Actriță. Actriță. Din filme, da. Da, din filme, mă, da. E bine. E bine, că ce putem să zicem? Asta e treaba ei, nu ne băgăm noi. Treaba ei. Păi și cum ți-a zis ea că vine acasă? Da, mă. Nu vine, mă. Bă, vine. Stă cu patroana. Stă cu patroana acolo, nu? Da. Să aibă grijă de patroana. O, așa, clar. Dar ea la Leo nu intră, Volga. De ce? Păi nu știu, am înțeles că nu îl lasă ea să intre. Nu lasă pe ea, nu, bro. Se duce acolo și mai întreabă și ea femeile. De bine, cine e pe via asta, pe listă, la vizită? Cine e trecut la vizită? Păi cum e, omul e exact ca ori la pușcărie, ori acolo tot aia. Da. Uite, eu dacă mă duc, eu sunt trecut la ea pe listă, cum mergeam și băgam pachet. Da, tu poți să te duci. Păi cum, eu când am fost de multe ori, am dus pachet. Când era la Jilava, pușcărie. Da, era trecut. Eu eram trecut pe listă la el. Și am intrat. Când m-am dus la urs, ursul nu m-a trecut pe listă. Am stat afară. Da. La ce te duci? Dacă nu ești trecut, n-are rost. Da. O doamnă pe tine a spus că te treacă ursul pe listă. Am zis, dacă cine mai lua legătura cu el? Dacă nu am de unde să vorbesc cu el, să mă duc... Tu nu mai ai voie să-ți mergi la el. Nu știu, nu mă duc, e nepotul meu. Eu m-am plinț la lumina că te, ne scrie, că nu știu. Am zis că mă scrie și pe mine. Lasă-te Dumnezeu și vine. Dar vorbesc cu el când a sunat ele, ea nu era la anca. Când a venit odată și a sunat el și... Am, a zis că ne pătrec ce și pe mine acolo pe listă să mă duc. Dar unde? Cu cine să mai mă duc acum? Nu mai am pe Anca, cine să mă duc? Da, așa e. M-a lăsat și Anca, Anca mai lăsat. Nase nu prea duce unde vrea ea, câte odată așa, tot timpul. Ce mă duce Nase? Trebuie să iei permis să te duci singură. Da, dacă mi-am permis, mergeam singură la nipot, unde vrea pe eu. Altceva și ele, nu are legătura ceva cu Ion? Nimic, nu am nimic. Cum care e Ion? Misteriu? Da, ăsta, cum îi zice? Ion, mă, Ion. Măgaru, cum îi zice?
Lasă-mă și Iane, că vine el acasă. Vine acasă. Că crezi că stă tata acolo. Mai stă o săptămână, două și vezi acasă. Bă, dar vine cu nora asta nouă. Da, bă, da. Cu lumina 2, lumina 2, nu lumina 1. Mă, dar ce noroc, cum am luat Tomi, Olga 2, ăsta, lumina 2. Nu știu ce să mai zicem. S-au găsit și ea, acum a dat iubirea ei. Acum se găsesc când era... Pe jerul ăsta. Nu pe jerul. Pe frig, mă, gândesc. Bărbatul în pușcărie, Leo, acolo la spital, acum a dădusă niște lovituri de iubire în lumina de... Nu mai știu. Dacă vrea... Ea când plângea, ne credeam toți că plânge de ursul. Vine acolo de un fraț la mine. Plângea de ăsta, că nu știa cum să-și facă planul, să pleacă cu el. Înțelegi? Îmi dădea copilul și plângea cu ochiul meu. Wow, mereu de mila ei plângeam și eu. Dar avea frunturi așa și până. Acum ea nu se uită la vlogurile, se vede cum îngheață copiii ei pe trenuri, pe trenuri și umblă. Da. La Anca cu ei la București, Alex a plâns să vină înapoi acasă, că nu poate să stea acolo. Nu se uită și ea să vadă cum plâng copiii acasă. Dar ce crede că vine la noi? Niciodată să nu zici. Te dai un mâna în jos. Nu ne băgăm noi ce face fiul tău cu aia. Da, e, fiecare cu viața lor, fiecare... Nu, dar o părere de celor, nu cu... Da, și lasă că vine, mai bine să sperăm că vin și gata. Tu ești un bătrân, trebuie să stai liniștit acasă cu... Stau, mai te lăcăjim, mai dacă pleacă copiii ăia mici. Lasă că nu plecă, ești cu copiii acasă. Poți să facă genul, da. Duba și lecară cu dubița rangotele, da, ca să-i încălzească. Da. Pe mici. Bă, Giani, tu ai crescut copiii tăi, 5 ai avut, nu mă? 5 copii. 5 copii cu el, cu Tocuion. Să crească și ele, n-a putut să crească 2 copii și i-a plecat și le-a lăsat. Și-a mișcut să ne botezat. Da. Îi trimite el bani, știi ce contează? Bani să le trimite bani. Ce bani nu mă gândeam nici bani. Ce i-a făcut Ilujeanu? Nu i-a făcut nimic. Nimic. Facem casa mea dacă trăiești. Dacă nu... Niciun sac din cine nu i-a turnat niciunde. Arată un sac unde i-a turnat Ilujeanu vârst. Tot i-a făcut Ilujeanu. Da, bine. Tot, că de la Ilujeanu la putere, clădiri și alea. A turnat și un sac din cine să zic că i-a făcut. Tata. Ce-a făcut? Taică mi-a venit om care făcea bani. Acum mă bătrâniți el, nu-i bani nici el. Uite, am măritat 70 de ani are și ceva. 70 și ceva. Da, zestre la toate. La toate atâția galbeni unii ne-a dat, la aia, la aia, la patru fete să le mărit, e greu. Mai bine să ia fetele. Le iei înapoi. Da, le iau înapoi fetele. Da, cu tine acolo, da. Nu mai lăsăm copii, cum să lăsăm copiii să venim la matare? Ce să facem la tine, băi? Mai bine te luăm pe tine la noi. Dacă da. Fetele înapoi să le vezi toate patru, una își grăbește, una spală, una... Da, să-ți bucurăm. Tot schimbat acolo. Da, veni să-ți faci mult lemn, una. Da, n-avem timp, uite, avem și noi casa noastră, avem și noi familia noastră, copiii, nepoții, eu am și eu pe nepoții mei. Aia, ce căutai în familia mea? Ce căută, de ce? Asta, lumina, te-am căutat în familia mea. Da. Mă descurcam, eu așa bătrân. Mi-am plăcut familia dumneavoastră. Vrea să intră în familia noastră, te iubește prea mult, dar nu ține la noi la toți. Eu m-am ferit de ea, eu am știut că asta e lucrurile astea. Păi eu mă scoate, nu chiar scoate. Eu de pe scaunul meu și-o puneam pe da, ea. Bă, și Jani, acum am primit. Lumina ține la noi la toți. Așa e, ne iubește, da. Și, ne sculam de pe scaun și îi puneam copiii ei la masă. Nu ce... Da, și pe ea, pe Lumina. Și uite, mi-am luat răsplata de la ei, de la toți. Da, da. Și acum mă bârfește toată lumea, da, și nu mai zic mână. Bârfește, da. Da. Și eu mă sculam, hai Lumina să mănânci, că nu vrea să mănâncă. Îi puneam la pachet să mănâncă tu, Alex sau ăla mic. Și ea... Acum mă vorbește de rău tot. Nu te vorbi nimeni. Hai mă, Dană, că vorbesc apropiat o și lasă.
Lasă, nu mi-a venit, la supărare a vorbit și ei. Eu nu vreau să vorbesc pe niciun vlog. Eu în vlogurile, uite aici am mai vorbit. Pe vlogul vostru. Da. Dar pe vlogurile noastre eu n-am vorbit de ei. Lasă că nu-i nimic. Ce a fost, a fost, trece. Să vină acasă și ea la copiii și eu la fel. Foarte greu, nu vrem nimic de la ei. Așa să mă timpul lor. O să fie și... Soare și că nu o să mai fie ca la început, că să nu se mai gândească lumina, că o să mai iubim noi cum țineam înainte la ea și cum făceam înainte. Și ăla cum se mai întâlnește? Cum se mai întâlnește? Atunci trebuie să stai acolo. Bă, iubire nu mai e. Bine, trebuie iubire. Femeie bătrână acum. Patru copii. Doi copii și mai trebuie iubire. Patru copii. Acum ferbe iubirea stomacului. Lasă iubire. Mai lasă-i. Mai lasă-i o săptămână. Da. O să-ți vine singură așa și... Lasă, pleacă nora, mamă. Mamă, dacă pleacă nora asta din casă și lasă și pe ăștia doi la tine. Și mai vine și are și bobiță la tine. Ai patru nepoți. Cum e să iei bobiță, ia pentru ce ia bine. El e pentru ce ia. Și nu înseamnă că e cu avantaj. Da. Ia, da. Ești din cârtie. Ia și pe bobiță, ia și pe nepoță. Așa să zic. Dă-mi-le pe toate. Patru copii le crești tu, tu ești învățată cu copii mă. Da, sunt învățată, ce? Ai crescut mănâncă. Cinci copii. Aia micuța aia mai, Saina e mai... Nu prea stă cu minte. Nu știu cu minte. Da. Aia se mor, nu-i treabă cu ei. Bobiții, dai să mănâncă, stă-n pat, da, ales cu ăla, nu-i treabă cu ea. Doamne, apă, gine. Apă, croația nu s-a Dumnezeu, pe mic. Ce fac cu pe micul ăsta? De nu bea eu vin. Păi ce să faci cu pe micul gine, nu mă spune așa. Nu mă gine, hai te-am mâna mă plăniți. Până mă plăniți, când e doge că tu vine, vă margă și pe mâine. Domnul, uite, pe mapă, știe. Și glumim. Eu am șoferul care l-am pus la Sinaia și m-a arătat să o filmez. Am făcut la ce e Blan. De Blan. Cum ziceam eu, pe Blan? Nu, dar de acolo până la pensiune mai am pus la kilometri. Și mergeam de la pensiune până... La Hadel tu s-am făcut pe Blan. N-am luat acum pe Blan, n-am venit pe Blan. Dar merge așa, în ce știa, cu a doua, cu a treia, mă rog, că nici... Acolo era întotdeauna, era zăpadă și zăpadă. E zăpadă mare acolo. Care vedea un depășeau, n-am luat de acolo, care semne de începător, știi? Da, vedeam schemele alea, mă lăsau, știu. Uite, atâtea cu tine mai mult soiul alea care joc. Nu mai sunt alea. Mergea pe porțiuni mici și alea, pe acolo, pe acolo. Nu m-am condus eu așa pe... Uite, acum trebuia, ce mă gândi, că m-a făcut Cătălin grătar cu zăpadă frumos, cu grătarul acolo, la Sinaia. Trebuia să faci un grătar, să cumpăr mici, să cumpăr și trebuie să punem un grătar. Iar bărbatul și duce. Cu cine nu te-a lăsat? Păi n-am dat grătarul, era Anca grătarul meu. N-am grătarul, era Anca, n-a se-a dus, a luat tatemeul de acolo, putuva și nu mi-a dus grătarul. Trebuia să ia și grătarul să-l pună. Grătarul meu era Anca, pe ce nu fie? Și atunci nu mai e bun de nimic. Am făcut reparașul nostru. Fripturile la tot. Am fript astăzi niște mici, tot mi-a dat le-a dat niște pastă de aia, niște reparașul. Am făcut, dar nu le punem așa cu tăpătene. Trebuie să le tai găina. Așa că, prieteni, vă mulțumim frumos că v-ați abonat într-un număr de semn de mare la canalul lui Mari, cum e? Dana de la Străiană. E canalul ei, dar m-a pus pe mine că mă cunoaște lumea și ca să ne urmărească. Doamne ajută, vă mulțumim frumos. Ne vedem mâine, prieteni, în forță, pe toate canalele noastre de YouTube. La revedere și numai bine. Nu uitați să vă abonați și să dați un like.